ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Publica Report. Ieșirea lui Vlad Filat din închisoare a provocat o adevărată isterie în spațiul public și politic. Legalitatea eliberării fostului prim-ministru și termenul revizuit de ispășirea pedepsei sunt contestate de președintele Igor Dodon. El acuză comisia care a lucrat asupra eliberării lui Filat la indicația guvernului Sandu până în ultima zi de demisie. Totodată, ministrul justiției Fadăi Năgacevski este deranjat că nu a fost anunțat despre ieșirea lui Filat din penitenciarul numărul 13 și spune că va scoate din funcții mai mulți angajați din ANP, care au acționat sub protecția fostei guvernări. La rândul lor, atât ex-premierul Maia Sandu, cât și ex-ministra justiției Olesea Stamate, dimpotrivă consideră că eliberarea lui Vlad Filat ar fi mișcarea lui Igor Dodon. În același timp, analiștii nu exclud revenirea sa în politică, în diverse combinații, chiar anul viitor. Ce urmează, cum și de ce a ieșit înainte de termen Vlad Filat, discutăm cu Leonid Smolnițchi, jurnalist și vine între timp și avocatul Alexandru Cusnețov, doctor în drept și analist politic. Haideți să vedem care sunt noutățile de la penitenciar, de unde a fost eliberat Vlad Filat ieri. Doina Ivanov, colega mea, este acolo, ea a discutat cu sursele de acolo, care au fost acuzate inclusiv de ministrul justiției că au acționat la comanda guvernului Sandu. Urmărim relatarea. Bun găsit, doamnelor și domnilor! După ce ieri fostul premier Vlad Filat a fost eliberat condiționat din penitenciarul numărul 13, de acolo de unde și spășea pedapsa, astăzi în spațiul public a apărut un val de nedumeriri, politicienii se acuză reciproc, șeful statului Igor Dodon dă vina pe Maia Sandu, iar cei de la Ministerul Justiției spun că au avut și ei parte de o surpriză. Astăzi, ministrul Justiției Fadei Năgacevski a reiterat încă o dată după ședința Consiliului de Securitate faptul că el nu știa și nici măcar nu a fost anunțat că Vlad Filat urmează să fie eliberat înainte de termen și a declarat că el personal se va ocupa de acest proces. Mai mult de atât, Năgacevski a lansat acuzații în stânga și în dreapta la adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, dar și a șefului interimar de la penitenciarul 13, unde era deținut Vlad Filat și a amenințat cu demisii. Am mers astăzi și noi la penitenciarul 13 pentru a obține o reacție de la administrație, însă aceștia ne-au spus că cu orice întrebare să ne adresăm la ANP. Am venit și la Administrația Națională a Penitenciarelor, însă directoarea instituției Luba Suveică nu a vrut să ne ofere niciun comentariu și ne-a închis ușa în nas. Nu mă filmați, că vă văd pe domnul mă filmează. Dar dumneavoastră sunteți de acord să ne oferiți un comentariu sau nu? Eu v-am spus că nu și-ați facem legături și ați prezinti colaborator. Domnul ministru a spus că cei de la ANP nu l-au anunțat și nu s-au consultat. Este adevărat sau nu este adevărat? Ce ne puteți spune despre asta? Ați anunțat pe cineva sau nu? Și care e procedura? Dar care e procedura? Se anunță sau nu se anunță? Nu vă supărați. După ce finisez ședința, nu două, trei ori, dar dumneavoastră așteptați, eu să vă invit. Eu o să vă invit. Nu este normal. Ia uitați, de stau atâta lume să aștepte pentru că eu să... Nu, spuneți dacă ați anunțat ministerul sau nu, atât. Revenim în studio, juristul Alexandru Cusnețov și jurnalistul Leonid Smolnițchi. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua. Bună ziua. Procedură juridică importantă de explicat și de clarificat, domnul Cusnețov. Acum lămuriți-ne și dumneavoastră ce trebuia să facă ANP-ul, adică Agenția Națională a Penitenciarelor, în raport cu ministrul Justiției, acesta fiind foarte deranjat de faptul că n-a fost anunțat despre ieșirea lui Vlad Filat din închisoare. Întâi sunteți să fie clar pentru noi că activitatea, spunem, acest comportament sau compartiment sau direcție care spunem penitenciare care există, este într-adevăr o instituție autonomă. La ziua de azi află în componența Ministerului Justiției și nu are obligații să ducă careva raporturi față de ministru cine și ce se întâmplă. Fiind caz de față, avem un secretar de stat care e responsabil pe sectorul dat care lucrează. Și dar acum, este în subordinea Ministerului Justiției, domnul Cusnețov. Da. Și iată, aici este întrebarea. Dacă este în subordinea Ministerului Justiției, atunci ANP-ul trebuia să informeze pe domnul ministru. Pentru a informa pentru orice deținut nu are sens. Noi avem sute de deținuți care zilnic se eliberează, care sunt încadrați în penitenciare, care sunt transferați dintr-un penitenciar. Scuze, dar domnul Filat nu este orice deținut. Eu înțeleg că nu este orice deținut în situația dată, dar nu este așa obligație de servicii ca să fie informat. În caz de față, posibil nici ministrul justiției nu a făcut așa o interceptare. Ca să fie clar care este atitudinea între sau corelația între Ministerul Justiției și această instituție, asta
ar fi, de exemplu, Universitatea de Stat din Moldova și Ministerul Educației și Științei, da, și Culturii. Deci ele sunt în subordine, universitatea se află în subordinea Ministerului, dar ei sunt autonome, funcționează separat, are conducerea și așa domeniul de activitate. Și în baza celui demers efectuat de către Minister, aduce le rapoarte, informații care este prezentat. În caz contrar, se primește că eu sunt angajatul instituției penitenciare, vin din inițiativa mea proprie, la ministru spun că uitați, azi îl eliberăm pe domnul Filat la ora aceea, minuta aceea și așa mai departe. Asta pentru ce este necesar? Este un dosar de rezonanță. Termenul i-a fost revizuit lui Vlad Filat la, cu 709 zile, dacă nu greșesc. Asta a fost anunțat în public. Și despre implicarea lui Vlad Filat în dosarul acesta de spălare, nu de spălare de bani, de corupere pasivă și de trafic de influență, că pentru aceste două capete de acuzare a fost închis în penitenciarul numărul 13, totodată făcându-se legătură și cu frauda bancară. Vreți, nu vreți, după autodenunțul făcut de Ilan Șor, asta s-a întâmplat. A ieșit așa și în mintea tuturor acum este că Vlad Filat a avut parte de banii furați din miliardul acela despre care ani de zile din 2014 până acum tot discutăm. Deci, dosar de rezonanță, termen revizuit, Vlad Filat fost prim-ministru, politician care nu a fost oricare cetățean și aici vreau să vă întreb, totuși putea să se facă o excepție așa cum până la urmă insist? Deci, domnul Năgacevski zice, trebuia ANP-ul să informeze ministerul. Ca să fie iarăși mai clar aici, cum lucrează în practic? În cazul de față, în aceste instituții există într-adevăr o birocrație destul de profundă, dar asta nu în sensul negativ al cuvântului, dar sensul bun al cuvântului. Este important întâi documentul, adică hârtie, și apoi dăm celelalte momente care sunt. Și să nu uităm că aceste instituții sunt instituții paramilitare, unde sunt și pază paramilitară și alt domeniu, da, care există. În situația dată, conducătorul instituției respectiv penitenciar numărul 13 a primit documentele respective. El nici nu avea idee sau nu cunoștea de faptul că domnul ministrul al justiției nici nu știe despre acest document. Logic, dacă era interesat, copia acestui document trebuie să fie și pe masă la ministru. Și în temeiul legii a fost executat acest act. Spre venit, în alt punct de vedere, acest sistem de informare, pentru ce este necesar să informez dacă noi cunoaștem că documentul există, ministrul cunoștea că există, restul deja este un joc de cuvinte, de ce nu ne-a spus, cum ne-a spus, ce să vă mai spun? Am anunțat nunta la ora 6 și dumneavoastră nu știți că nunta e la ora 6? Deci cam așa sună absurd. N-am vrut să ajung la cuvintele astea față domnului ministru, dar așa sună. Acum, vedeți că este interesant că a ieșit după ședința Consiliului Suprem de Securitate, astăzi dimineață, președintele Igor Dodon, care contestă inclusiv termenul pe care l-a ispășit Vlad Filat, eliberarea sa condiționată respectiv, dar și componența comisiei din ANP, care a fost schimbată în luna iulie-august, respectiv în septembrie, anunțând până în ultima ședință din 8 noiembrie despre eliberarea lui Vlad Filat, demersul final fiind făcut în data de 12 noiembrie, atunci când a fost demis prin moțiune de cenzură guvernul Sandu. Așadar, Igor Dodon vede o implicare politică totală a guvernului Sandu și spune despre asta cu text deschis atunci când este vorba despre procesul de eliberare a lui Vlad Filat. Domnul Smolinski, ce credeți dumneavoastră? Deci, cred eu, ca și toată lumea, strâng de umeri, nedumerit, dar nu de ce că a fost eliberat. Pentru că trebuie privit cazul eliberării, propriu zise, ca ceva firesc într-un stat de drept, dacă noi ne considerăm stat de drept. A fost înfăptuit actul justiției. Corect sau incorect, mai există instanțele judecătorești superioare. Curtea de apel pare mi se aici. Da, e cu drept, mai bine. E cu drept de recurs. Știi, da. Aici se pune punctul final. Nu mai ajunge la Curtea Supremă. Nu aceasta este important. Zău. Deși jocul ăsta, ping-pongul ăsta, că ministrul a știut sau n-a știut, păi treaba ministrului tău, Dodoane, dacă n-a știut ministrul tău ce se întâmplă prin gospodăria lui. Nici fosta ministra justiției, Orestea Stamate, spune că nu a știut. Doar o clipă. Da. Doar o clipă. Acest caz trebuie dispersat, partea politică a lui și partea strict juridică. Actul justiției a fost înfăptuit, din câte se cunoaște, pentru că dacă erau încălcări grave, se știa, nu se aștepta până astăzi dimineață când au făcut aceste declarații, se știa încă de ieri și mai de la altă ieri.
Deci actul este. Unii întreabă, căuta cineva dacă au mai fost eliberați în așa, cu așa modalitate și alți deținuți. Dar nu numai decât fi fost, chiar dacă n-au fost, dar sunt convins că au fost. Nu numai decât. Există un precedent, primul. Și a spus justiția cuvântul. La revedere, precedentul există, domnul profesor o să confirme acest lucru. Există precedent, mai departe, nici nu se mai vorbește despre acest caz. Acesta este unicul și la revedere. Domnul Smolinski, domnul se leagă de anumite perioade. Perioada guvernului Sandu, respectiv chiar ultima zi a guvernului Sandu, în care a fost înaintat acest demers de eliberare a lui Filat. El care se vede atât de puternic și atât de... Are toate pârghiile în stat. Ce să mai vorbim? El n-a știut ce se întâmplă la penitenciar, Doamne. Mine ping-pongul acesta dintre Maia Sandu și președinte, iertată-mi fie parabola și paralela, comparația, mi se aseamănă cu perioada lui Hristos. Nu va suna, nu va cânta cu coșul de trei ori când tu, Petre, mă vei trăda. Maia Sandu ce a făcut? L-a trădat, de fapt, pe Vlad Filat, s-a spălat pe mâini și l-a împins ca fiind bolnav de... Dar Maia Sandu, de ce ieri a lansat declarația că Dodon a făcut această mișcare eliberându-l pe Filat? Stai un pic, despre aceasta și este vorba. Da, de ce a făcut acest lucru? Filat, în cazul nostru, Dodon, e același lucru ce a făcut Sfântul Petru. L-a trădat odată și îl mai trădează încă o dată. În același timp, eu nu știu ce politicieni au acolo socialiștii ăștia, pentru că nu mă prea interesează, dar se vede lumea că sunt slab de tot. Sau nu este coordonat cu Moscova, pentru că Moscova nu putea astfel de lacune și baraboațe să întreprindă. Ce înseamnă, domnul președinte, tu cu atâta putere, azi vii și strângi ca un biet jurnalist precum sunt eu din umeri și zici nu știu ce se întâmplă. Poate că a greșit, dar poate că n-a greșit justiția. Poate că există înțelegere politică, dar poate că nu există. Stați un pic, oameni buni, dacă tu, președinte de stat, având parlamentul la cherem, având ministerele toate la guvernul, tu dai din umeri și vii cu presupuneri de tot soiul. Halau de așa guvern și de așa președinție. Dar totodată aș vrea să comentați situația în care a ajuns astăzi acel șir de funcționari din Administrația Națională a Penitenciarilor care sunt acuzați de ministrul Justiției Fadeina Gacevski la noi este prima dată, am înțeles întrebarea. Amenințați cu demisia, atenție, pentru că astăzi a răsunat deja această declarație, urmează demisii, mai multe demisii în ANP. Cei de la ANP nu răspund și este foarte interesant de ce nu există măcar o replică. Când politicul se amestecă, sunt confundate puterele în stat, când se amestecă în actul justiției. Nu este pentru prima dată. Da. Și dacă vor fi dimiși 1, 2, 3, eu aș vrea să văd care ar fi suportul acestor demisii. Cu ce drept? Pentru că nu este obligat, a spus domnul jurist, domnul Cuznețov acum, dar toată lumea înțelege, nu este obligat cei de la penitenciare, de fiecare dată să-i dă dare de seamă ministrului cine a fost eliberat și cine nu. Cei de la penitenciare n-au făcut nici ieri, nici astăzi, nicio declarație, nicio informație, cel puțin în spațiul public, nu a apărut. Ei au decizie în instanțe de judecată, oameni buni. Domnul Smolinski, domnul ministru al justiției zice anumite lucruri, da? Face anumite acuzații. ANP-ul ar putea să vină cu o replică, cu o declarație, cu o explicație, nu neapărat pentru ministrul justiției, pentru noi, pentru public. Aceasta este semnătura impotenției guvernului justiției. Bun. Domnului Nagacevski se dă crezare pentru că este fără experiență. Și impotenția actului de guvernare și a președinției în speță. Eu nu sunt avocatul lui Filat, nu sunt avocatul celor de la penitenciare. Nu, analizăm situația foarte constructiv ca să înțelegem ce se întâmplă. Lucru. Da. Se întâmplă lucruri stranii de tot. Pe de o parte, punctăm amestecul politicului în actul justiției, pe de o parte, unul la mână. Ceea ce am zis eu cu paralela și cu parabola aceea cu Sfântul Petru și Pilat, chiar îmi pare foarte rău că am ajuns noi omul, în loc să vedem care este
actul justiției și dacă va mai fi el aplicat și față de alte persoane, pentru că asta este important. Da. Corectitudinea. Într-un și nu este important drept, da. Cine și cum. Dacă este actul justiției înfăptuit corect, n-ai tu treabă, nici tu ministri, nici tu cu atât mai mult. Domnul Cuznețov, trebuie să urmeze anumite proceduri juridice legate de eliberarea lui Vlad Filat după declarațiile și contestațiile ministrului justiției, dar și a președintelui țării? Și interesant, chiar am vrut să verific acum, poate să iese cu vreo declarație de presă a Agenției Naționale de, să spunem, administrarea penitenciară. Site-ul a căzut deja. Nu poate fi, pentru că nu mai este limit, nu mai este acces. Cred că am ceva, cineva da, m-a pus punct pe momentul ăsta, că nu mai este acces la site. Da. Dar faptul să fie clar, această instituție, care nu este specific Ministrul Justiției sau Ministerul Justiției, este specific Ministerul Afacerilor Interne, de unde așa a venit această instituție, fiindcă, într-un punct de vedere, este supus Ministerului Justiției, dar gardienii și toți cu care sunt, putem spune că vin pe linia, tot așa spune, militară, care reprezintă Ministerul Afacerilor Interne. În primul și primul rând, că trebuie să spunem, până a discutat nici pe moment ce s-a întâmplat azi, că în Republica Moldova trebuie reformat acest Minister al Justiției și trebuie de evitat faptul ca să conducă o instituție care nu e specific. Nici într-o țară a lumii, Ministerul Justiției nu se ocupă cu executarea pedepselor penale. În caz de față, este în competența Ministerului Afacerilor Interne, unde are și puteri și militare, și inclusiv și posibilități tehnice respective. Da, trebuie reîntors înapoi la aceasta. Proceduri juridice mai trebuie să făcute după tot ce s-a întâmplat și după demersurile făcute de Ministrul Justiției? Nu, o să fie clar. Noi am avut un act executorii emis de către o instanță de judecată. Și iarăși, ne place mie, nu ne place mie, place ministrul, nu-i place ministrul, președintul, dar totuși în Constituție este indicat că statul Republica Moldova este stat de drept, adică bazat pe drept, adică dictatura legii. Iarăși, ne place sau nu-mi place. Având un act executoriu, acest act care a fost transmis oficial prin cancelarea instanței judecată la instituția de administrare penitenciară, penitenciarul a rămas ce moment? Să-l întrebi pe ministrul justiției ce facem noi, să-l executăm sau să nu-l executăm, că în acest sens cam vine. De ce nu m-ați informat pe mine despre fapt să-l eliberați? Dar oare are posibilitatea acel ministru justiției, are posibilitatea chiar administrația penitenciară să oprească executarea unei hotărâri a instanței judecate? În caz de față, este o altă procedură judiciară care poate fi atacată această hotărâre și nu înțeleg din ce cauză până la ziua de azi. Eu nu văd nicio explicație. Da, nu este nicio explicație, deci cauza nu este atacabil. La momentul actual are loc o executare normală și corectă a atribuțiilor de serviciu. Și acele declarații, în caz de față, văd, cred, mai mult sentimentale decât bine gândite, că vom revedea structura și componența acestei instituții. Pentru ce? Că omul și-a executat corect lucru. Era invers, dacă el nu executa și tindea timpul, o zi, două, trei, să-l aștepte ce spune ministrul justiției, poate să aștepte ce spune Stalin, știți că atunci la sunet, să eliberăm sau nu eliberăm, dar aveți document. Avem document, dar în caz de față, părerea noastră este mai presus. Vor fi demisii. Nu ne întoarcem înapoi, vor mergem înainte. Vor fi demisii. Asta a anunțat domnul Magacevski, a confirmat și domnul Igor Dodon. Da, demisii sunt. Noi anul ăsta deja nu suntem mirați de demisii. Demisii din iunie au fost și mai mult, spunem așa, explicabile, mai puțin inexplicabile care au fost. Și dacă vom dimite așa, să fie o altă întrebare. Că domnul ministru are oare alte componențe de persoane care se înlocuiască? În Republica Moldova este lipsă de specialiști care să participe la, chiar la actul guvernării, nimeni zicând la alt moment care sunt. Vedem guvernul Sandu. El era lipsă de cadre. I-a eliberat pe ăștia. Cine trebuie să pui înapoi? Persoane care... Locuri vacante în instituțiile de stat, mai toate, în toate structurile. Domnul Cuznețov, repet întrebarea. Un proces juridic suplimentar trebuie organizat? Care este sensul? Noi am avut, conform procedurii penale, o acțiune care a fost examinată de o instanță de judecată competentă și care avea atribuții respective. Legalitatea acestei decizii, acestei instanțe de judecată, poate fi atacată de către reprezentantul statului. Reprezentantul statului în procedura penală este instituția procuraturii. Uh-huh. Adică procurorul poate să vină cu un demers respectiv la instanța ierarhică superioară de a verifica legalitatea acestui act emis de către instanța de judecată. Asta e o procedură bine stabilită și mai departe. Întrebarea este, ce caută puterea executivă în actul judiciar? Iarăși, când avem două instituții mari,
Este vorba instituția procuraturii și instanțe judecătorești care ei singuri au decizii despre faptul dat. De a fi trasă răspundere penală, de a stabili vinovăția în baza probelor care sunt, de a-i micșora aceste, această pedeapsă care este. Cu toate că, sincer, am vrut să mai adaug că eu m-am așteptat mai devreme ca domnul Filat să fie eliberat. Credeam că deja iulie domnul Filat, în august domnul cum îi spune? Platon? Platon și așa mai departe. Ieri vorbeau, apropo, cam greu a fost procedura. Da, ieri vorbeau mai mulți, bun, în rețele de socializare deocamdată, că n-a fost făcută nicio declarație oficială despre eliberarea lui Platon după ce ieri a ieșit din închisoare Vlad Filat. Dacă există precedent, de ce nu? Asta a fost scopul, poate, deci, principal care este există. Este posibil? A, scopul principal, ziceți că este totuși eliberarea guvernări, lui Platon? Poate mai puțin să facă altceva, dar numai momentele astea politice care sunt. Vorba aceea, Moș Ion va ispăși de la oră până la oră orice sancțiuni care s-a stabilit, dar aceste oameni politici, chiar și la ziua de azi, noi i-am detașat, că este un politic deosebit. Prin ce deosebit omul este politic, domnul Filat sau cetățeanul Filat? Eu cetățean al Republicii Moldova. Uh-huh. Și chiar prea mult atragem atenție la acest segment. Mai important este altă persoană care îi se încalcă toate drepturile și libertățile respective. Și sunt alte momente adresate care pot să adresa în Ministrul Justiției. Din ce cauză până la ziua de azi domnul Filat s-a aflat în penitenciarul numărul 13. Penitenciarul numărul 13 nu este instituție de executare a pedepsei. El este mai mult de tranzit, spunem așa, de un poate nu e frumos spus depozit, dar ca să fim înțeles. Un depozit, un provizor, se păstrează clienți, okay, spunem așa. Dar trebuia etapat în alte instituții penitenciare. Domnul Cățu, v-ați aflat un cât de repede va putea fi eliberat? În dependență deja de implicarea în procesul justiției, adică de o stopare a celui mecanism care deja s-a pus pe rol, s-a pus pe rol, într-adevăr, de fosta guvernare și cât de tare deja este executabil asemenea moment care există. Deja vedem că o parte din actele a fost anulate, adică da, cele ce legate cu Ucraina și extradare din Ucraina. Vedem că este deja o schemă bine pregătită și se merge pas cu pas în domeniul dat care există. Puteți vorbi și despre acțiunea, spunem, procedurală a instanțelor de judecat în cadrul și domnului Filat. Că la noi există un principiu în instanță de judecătorie și în procedură. Că dacă asupra persoanei i s-a aplicat deja o micșorare a pedepsei, nu mai poate fi aplicat încă o dată un lucru benefic, adică un premier suplimentar. În caz de față, eliberarea condiționată, fiindcă dumnealui iese până la ziua de azi deținut. Pur și simplu, da, ispășește pedeapsa penală nu în instituții penitenciare, dar la locul domiciliu. Interesant, organ deja de probațiune. A să vină domnul Filat la organ de probațiune sau organ de probațiune trebuie să vină acasă să-l virici, pui semnătura. Este prezent în țară sau nu este prezent în țară? În încheiere, pedeapsa aceasta cumulativă privind interdicția de a deține timp de 5 ani o funcție publică în stat și retragerea ordinului republicii nu mai există. Deci ieri nu am regăsit aceste momente în actul juridic. Ceea ce înseamnă că Vlad Filat e eventual, acum așa, intrăm în niște discuții, mai degrabă unii au început ieri să facă speculații pe seama faptului că Vlad Filat s-ar putea implica în politică. Într-un interviu pentru Tribuna, Vlad Filat răspunde legat de planurile sale politice. El zice în felul următor: am văzut că lucrul acesta preocupă foarte multe lume, pardon de voce, dar astăzi sunt recită. Mai mult unii vorbesc chiar în locul meu, după cum am afirmat, zice Filat, planurile mele de viitor țin de viața mea privată și n-au legătură cu activitățile politice, ceea ce nu înseamnă că nu voi avea o comunicare cu oamenii care se ocupă de politică. Corect. Întrebarea principală este ce planuri politice ar putea să aibă Vlad Filat în anul 2020, la anul. Este clar, este clar ca bună ziua. Dar iarăși, vedeți, noi în toată afacerea aceasta, o zic eu, mai multe semne de întrebare la care are dreptate domnul Filat trebuie să dea răspuns și poate că curtea de apel. În rest, noi cu pribluielele mai mult. Ce va fi, cum va fi, dar poate așa, dar poate invers. Totul depinde de următoarei factori. Dacă într-adevăr a fost negociată această eliberare politic, eu strict politic vorbesc, eu nu vorbesc nici într-un caz de actul justiției, Doamne ferește. Eu zic politic. Dacă a fost prestabilite niște negocieri, că se poate întâmpla, uite așa, se poate întâmpla altfel,
atunci putem să ne așteptăm, bună oară, la coaliție PD acum. Se poate întâmpla lucrul acesta. Pentru că prea s-a înflat președinția în mușchi. Dar Filat implicat în această mișcare? Păi a fost negociată persoana lui, eliberarea. Despre asta vorbesc. Eliberarea a fost negociată sau... Bun. Târgul. Deci planul A este o astfel de coaliție. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla cu totul altceva. Care e scenariul? Cel mai mare eveniment politic pe care ne așteaptă planul viitor sunt alegerile prezidențiale. Da. Și aici se poate juca cartea. Cum? Foarte Filat simplu. Candidează? Foarte simplu. Se demonstră... Nu. Nu. Sigur. În niciun caz. Cu siguranță. Atunci nu. Cum? Nu, pentru că ceea ce ați întrebat dumneavoastră, dacă nu era scris că nu are dreptul, dar nici nu trebuie să fie scris, pentru că legea este pentru toți una. Și acolo este scris negru pe alb, că nu mai are dreptul atâta timp cât este sub incidența justiției. Nu, în încheiere nu există dar nu această trebuie, interdicție. Nici nu trebuie. Acum, cum poate fi jucată această carte? Da. Foarte simplu, la noi moldovene sunt plângăreți, sunt foarte emotivi. Li se face deocamdată, la un moment dat, jale de că justiția, sărmanul om, uite, a fost închis, dar justiția n-a avut dreptate. Domnul Smolnițchi, în mintea oamenilor, vine. Vlad Filat a furat miliardul. A fost unul dintre aceia care a participat. Nu vorbiți, nimeni n-a demonstrat. Noi am mers pe principiu, pentru că ne întoarcem puțin înapoi. Uite, în România, chipurile în baza unui denunț se puneau la pușcărie multă, multă lume, dar nu este tocmai așa, domnul jurist o să-mi zică. Da, în cazul denunțului se iniția o anchetă, dar ăștia aduceau argumente. În cazul Filat n-am prea văzut eu mari argumente. Apropo, o știre de ultimă oră avem o știre interesantă acum, chiar argument. De ultimă oră. A fost anunțată demisia Liviei Suveică. Ea este șefă interimară la Agenția Națională a Penitenciarelor. Deci demisiile au început așa cum a și fost anunțat de către ministrul Justiției Fadei Nagacevski. Cea mai rea variantă pe care am putut-o noi să o așteptăm și să o vedem astăzi. Din păcate. Din păcate, lumea, noi o să ajungem într-o bună zi, dacă așa vor decurge lucrurile, o să ajungem într-o bună zi când o să avem, chiar nu o să avem cadre pentru anumite instituții. Da, Maia Sandu, cum nu-și putea găsi... Acum, vedeți că... Viceministri fix așa, nu o să-și găsească mâine... Se face un adevărat scandal. E o adevărată isterie legată de eliberarea lui Filat. Și aici e interesant cum scandalul ăsta se va dezvolta și cum se va încheia totul. Pentru că, iată, se pornește cu acuzații, cu critici, cu demisii. Domnul Kuznetsov, ce va mai fi? Nu mi-am luat ghiocul, dar îmi permite, da, domnul Kuznetsov, da. Nu mi l-am luat, dar eu vă spun cu ce o să se termine. Încă așa vreo 2-3 zile va fierbe, accentele imediat se mută în altă direcție și cu asta s-a sfârșit. Fiți convinși. Răsturnare de situație, domnul Kuznetsov? Da, va fi răsturnare de situație, în sensul că se va găsa cel vinovat pentru eliberarea domnului Filat. Unu, doi. Dar nu se va spune adevărul, că până la sfârșit acești oameni au executat. Dar nimeni nu spune cine a emis această hotărâre de judecată, cine este acel judecător sau judecători care au stabilit. Ce înseamnă că nu trebuie de atins, acei persoane și-au făptuit treaba bine, dar aceștia care au executat o hotărâre de judecată au făcut treaba foarte rea. Este clar că prea sentimental, adică prea neexplicabil în momentul ăsta, niște pedepse, fiindcă în caz de față aceste demisii, sunt pedepse. Pedepse aplicate, pedepse disciplinare, pentru ce? Asta eventual această persoană care a fost demisionată și care altă va demisiona să vină iarăși în instanță judecată, să spună că eu am fost demisionat ilegal, Ministerul Justiției nu va putea duce niciun contraargument invers. Iar statul va pierde restabilirea de servicii, plăți, salarii și așa mai departe. Și plus, chiar într-adevăr nu se merită asemenea lucruri care sunt, fiindcă până la sfârșit trebuie văzut însuși procesul efectuat, dar nu rezultatul scontat. Apropo de proces, domnul Kuznetsov, și aș vrea iarăși, din punct de vedere juridic, să ne explicați anumite lucruri legate de declarația făcută astăzi de Igor Dodon. Citez. Este un punct în lege că Vlad Filat nu poate fi eliberat dacă nu a recuperat integral prejudiciul adus statului. Pe dosarul acesta este vorba de, spune Igor Dodon, 25 de milioane de dolari. Dodon întreabă, a fost recuperat?
nu a fost recuperat. Am încheiat citatul. Este declarația lui Igor Dodon făcută astăzi. Trebuie să delimităm vinovăția persoanei și paguba care a creat-o dumnealui. Da, acestea evident. Sunt două proceduri care merge paralel. Adică procesul penal și în cazul procesului penal se numește acțiunea civilă. Adică acțiunea de reîntoarcere a unei pagube. Nu contează cine este păgubitul. Fie statul, fie cetățeanul de rând care este. Că dacă pe segmentul, el s-a ispășit, adică segmentul penal s-a ispășit pedeapsa și tot care este, rămâne acțiunea civilă, care în caz de față trebuie executorii judecătorești sau alte persoane să intervină privind reîntoarce aceste datorii, fiindcă s-a constatat în instanță, de exemplu, constatarea acestor datorii care sunt, el nu figurează cu penalul. Fiindcă la ziua de azi nimeni nu săvârșește sau nu ispășește pedeapsa penal pentru datorii. Și această declarație a domnului președinte cam nu se leagă una cu alta. Este două lucruri diferit. Că avem doar sumedenii de cazuri când persoana s-a ispășit pedeapsa, a plecat din penitenciar, dar mai are încă datorii de plătit față de victime stabilite, sute de mii de lei. Și el o achită prin diferite acțiuni pe durata mai multor ani. Sau care chiar de fel nu poate achita, fiindcă nu are niciun loc de muncă, nu are niciun venit care există și rămâne în aer aceste datorii. În această circunstanță, noi trebuie să accentuăm faptul că dumnealui a fost atras la răspundere penal pentru niște acțiuni cu pedante, adică acțiuni în caz de față prevăzut de legea penală, și paralel i s-au adus probe că a adus pagube, adică i s-au înaintat și acțiune civilă, fiindcă această acțiune civilă în care s-a constatat această pagubă de milioane de dolari sau care a păcuit statul, putea să meargă și separat. Mai e o procedură separată, că în baza unei hotărâri, adică o sentință de judecată, adică emis pe cauza penală, în temeiul ăsta noi mergem pe linia civilă, în procedură civilă, unde ridicăm această procedură, adică aceste daune care sunt. Și nu se leagă, nu se leagă pedeapsa cu aceste paguri care sunt. Iarăși, mai mult sună din gura ministrul Justiției, a președintelui Republicii Moldova, ca o teamă de acest persoană, că în sfârșitul ieșit în public, și ceva pot să spună ce nu le convine sau că este într-adevăr un rival foarte mare în alegerile viitoare prezidențiale. Deci, acum nu știm cine poate ar fi stat în spate, dar Filat a ieșit tocmai pentru ca să spună ceva mai mult? Sigur. Așa numitul furtul miliardul, care este un scenariu organizat de un grup mare de persoane, de funcționari, din diferite sfere, inclusiv executiv, parlament, și inclusiv instituție financiară bancară, executată pe o durată lungă de timp, da. Și în caz de față să fie atras la răspundere penală, și atunci am zis încă în anii precedenți, numai domnul Filat cam este straniu este. Și că un deputat sau doi acolo din fracțiunea domnului Șorc a beneficiat ceva de rezultatele acestei furt, bine, dar cum au ajuns banii la acești deputați? De la cine au ajuns? Hai să vorbim despre tot segmentul. Că avem, de exemplu, 100 de persoane, fiecare și-a avut rolul său micuț, mai mare care este, care s-a încununat cu succes la această dilapidări enorme din bugetul sau, spunem, din resursele statului. Nu, o concluzie, din buget, un minut ne-a rămas de la ambii, vreau o concluzie, domnul Smolnițchi. Eu m-aș întreba. Întrebarea întrebărilor. Această decizie a primei instanțe de judecată va fi contestată sau nu? Este foarte important. Și doi, mă interesează când modalități se vor găsi Vlad Filat pentru a va părăsi țara, pentru că trebuie să spună niște lucruri. Aici nu este în siguranță. Cu siguranță va părăsi. Eu nu știu cum. Pe motiv de boală, pe motiv de operație, pe motiv de altceva. Numai de acolo, de undeva, poate să spună niște lucruri. Iată două... Nu sunt concluzii, sunt două întrebări care fără răspuns deocamdată. Chiar în situația de azi, salariații, angajații Administrației Naționale a Penitenciarilor nu are nicio vină. Spunem, executând obligații de serviciu, s-au făcut munca, adică pentru ce este plătit și pentru ce este acolo care moment care există. Și așa numită întrebări la care nu sunt răspunsuri din partea executivului și președinției, nu trebuie adresată la această instituție, trebuie adresată la instituția judiciară. Care e temeiul și care este domeniul care există. Prin intermediul procuratorii. Prin intermediul procuratorii. Și mai ales este mult mai simplu. Hai să publicăm această hotărâre în instanță judecată, unde acolo este și argumentată, motivată, din ce cauză domnul Filat trebuie să fie eliberat. Și punem punct.
Mulțumesc tare mult pentru participarea de astăzi la emisiune. Punem punct acestei emisiuni, dar nu și discuțiilor, pentru că știrile vor mai fi, evoluează foarte mult lucrurile și propun tuturor telespectatorilor să fie cu ochii pe noi, pentru că avem jurnalele de știri de fiecare dată, informații noite. Tot ce este nou aflați la noi și pe site, de asemenea publica.md și la emisiunile noastre, bineînțeles. Numai bine, o zi frumoasă, rămâneți alături!